Noaptea dintre ani poate fi și altfel, fără sarmale și cârnați, dar cu un meniu exotic. Pentru câteva ore puteți ajunge în India, China sau într-o țară arabă. Nu trebuie să călătoriți până acolo, restaurantele cu specific organizează petreceri pentru noaptea dintre ani. Pui cu ananas în sos dulce acrișor, spaghete din orez cu morcov și ardei gras, crochete în susan și fructe de mare cu mix de legume. Asul din mâneca al bucătarului Zhang Yong, care a pregătit un meniu regesc pentru noaptea dintre ani. Chinese food on this table is, you see the color is very nice. I prepare only this very quickly and healthy food. Dansatori, cadouri surpriză, vin să întregească atmosfera acestei seri de neuitat. Așadar, o ofertă cu aromă exotică. Prețul unui meniu ajunge și la 150 de euro de persoană. Însă organizatorii promit că distracția face toți banii. Când se înginge condimente în ulei, se adaugă pe rând ceapa, roșii, ardei iute și ghimbir. Adaugăm sos de ceapa preparat cu iaurt, condimente indiene, sos de roșii. Și în restaurantul lui Arun Kumar aromele își fac de cap. Pregătește pentru noaptea dintre ani un meniu indian, specialitatea casei, cotlet de miel, gătit în cuptor de lut. Totul asezonat cu un spectacol de dans pe ritmuri indiene și concert cu muzică live. În seara de Revelion sunt cam 60% sunt român și restul 40% sunt un mestec de alți cetățeni, cum ar veni englez, sunt spaniol, indien. 65 de euro vor scoate din buzunar pentru un meniu invitații. E criză, așa că proprietarul restaurantului a mai scăzut prețul cu 10% față de anul trecut. Originar din Liban, Shifares Alzina aduce toate ingredientele din țara natală. Bucatele vor fi din belșug, iar costul unui meniu nu depășește 85 de euro. Aperitiv rece, 6-7 feluri, adică înseamnă tăbule, fătuși, smugur de pin, sambuse cu brânză, chibbe vrăjită, pastărma arabesc, babaga nu salată de vinete, așa, mult lucru. Are și sarmăruță, dar cost arabesc. Rezervările într-un astfel de restaurant se fac din timp. Peste 70% din locuri au fost deja ocupate.